Dacă v-ați gândit să munciți într-o țară unde se poate câștiga mai bine, atunci acest documentar vă poate ajuta să faceți cea mai bună alegere. Sau, ca simplă informație, aflați că într-un oraș european se câștigă cea mai mare leafă din lume, acesta situându-se pe primul loc într-un top al orașelor cu cele mai mari salarii din lume. Un raport realizat de Deutsche Bank în luna mai, Mapping the World's Prices, ne arată care sunt orașele cu cele mai mari salarii din lume. Raportul realizat de banca germană prezintă prețul bunurilor și serviciilor din cele mai mari orașe din lume. Studiul ia în calcul o varietate de factori, de la costul unui pachet de țigări până la valoarea chiriei într-un apartament de două camere. Acest clasament nu ia în considerare însă și costul vieții. De obicei, acolo unde se câștigă sume mari de bani și viața este scumpă. Iată care sunt cele 24 de orașe cu cele mai mari salarii din lume, în ordine descrescătoare. Să începem! Locul 24, Edinburgh, Marea Britanie, un salariu mediu lunar net de 2.293 de dolari. Edinburgh este un oraș de pe coasta de est a Scoției și capitala acesteia din 1437. Este una dintre cele 32 de subdiviziuni ale Scoției. În oraș se află sediul Parlamentului Scoțian, care a fost restabilit în 1999. Are 447.500 de locuitori. Locul 23, Ottawa, Canada, un venit lunar mediu de 2.446 de dolari. Ottawa este capitala Canadei și reședința Parlamentului Federal Canadian, zona metropolitană având o populație de aproximativ 1.200.000 de locuitori. Orașul este situat în estul provinciei Ontario, la granița cu provincia Quebec. Ottawa nu este o metropolă la fel de mare ca Montreal sau Toronto, dar chiar și așa veniturile sunt destul de mari și aici. Ottawa formează împreună cu Carleton o singură aglomerație urbană, a patra ca mărime din Canada. În Ottawa, doar un sfert din populație este francofonă. Aici, supremația limbii engleze este de netăgăduit. Locul 22, Amsterdam, Olanda, 2.493 de dolari. Amsterdam este capitala oficială a Olandei, însă instituțiile fundamentale ale statului, Curtea Supremă de Justiție, Guvernul și Parlamentul, își au sediul la Haga. Amsterdam este locuit de aproximativ 750.000 de persoane. Locul 21, Toronto, Canada, un salariu mediu de 2.560 de dolari. Toronto este cel mai mare oraș din Canada și capitala provinciei Ontario. Orașul este centrul regiunii metropolitane omonime, care mai include și municipiile Durham, Halton, Peel și York. Ultimul recensământ complet, efectuat de Statistics Canada, estima populația orașului canadian Toronto la 2.615.000 de cetățeni, situându-se pe primul loc între orașele Canadei, concomitent a patra cea mai populată municipalitate din America de Nord. Zona metropolitană Toronto include 5.583.000 de cetățeni,
plasându-se pe primul loc între zonele metropolitane ale Canadei. Locul 20. Paris, Franța, $2,583. Paris este capitala și cel mai mare oraș din Franța. Orașul, în limitele sale administrative, cele 20 de arondismente, este în mare parte neschimbat din anul 1860, având o populație de 2.200.000 de locuitori, iar zona metropolitană Paris are o populație de 12 milioane de locuitori. Este una dintre cele mai populate zone metropolitane din Europa. Parisul a fost unul dintre cele mai mari orașe ale lumii occidentale pentru aproape 1000 de ani, înainte de secolul al XIX-lea, și cel mai mare oraș din lume între secolele 16-19. Astăzi, Parisul este unul dintre cele mai mari centre economice și culturale din lume, iar influența sa politică, educativă, divertisment, mass media, modă, știință și arte contribuie la considerarea sa drept unul dintre cele mai importante orașe din lume. Locul 19. Dublin, Irlanda. Un salariu mediu net de $2,603. Dublin este capitala și cel mai mare oraș al Irlandei, cu o populație de aproximativ 500.000 de locuitori și cu peste 1.000.000 de locuitori în zona metropolitană a comitatului Dublin. Locul 18. Helsinki, Finlanda, $2,620. Helsinki este capitala și cel mai mare oraș al Finlandei. Zona urbană Helsinki are o populație de aproximativ 1.150.000 de persoane. În Helsinki se află într-un procent de 10% și populație de altă naționalitate. În această zonă există 29% din locurile de muncă și o treime din produsul intern brut al Finlandei. Locul 17. Stockholm, Suedia, $2,622. Stockholmul este capitala și cel mai mare oraș din Suedia. Orașul este totodată reședința regiunii administrative Stockholms län. Stockholmul avea în anul 2009 o populație de peste 800.000 de locuitori și 2 milioane în zona metropolitană. Fiind capitala Suediei, Stockholm este sediul guvernului și al parlamentului. Este de asemenea orașul de reședință al șefului statului, regele Carol al XVI-lea Gustav. Locul 16. Frankfurt, Germania, cu un salariu mediu net lunar de $2,626. Frankfurt pe Main este cel mai mare oraș din landul federal german Hesse și al cincilea oraș ca mărime din Germania. Este situat pe râul Main și are o populație de aproximativ 670.000 de locuitori. Numele colocvial al orașului este Frankfurt, însă numele său oficial este Frankfurt am Main, care se traduce Frankfurt pe Main. Cei trei piloni ai economiei Frankfurtului sunt finanțele, comerțul și transportul. Totodată, orașul deține de mult timp titlul de capitală financiară a Germaniei. Bursa din Frankfurt este cea mai mare din țară, ocupându-se de 85% din acțiunile din Germania și este una dintre cele mai mari din lume. În Frankfurt se află de asemenea sediul Băncii Centrale Europene. Frankfurt este recunoscut pentru industria sa financiară, alături de Londra și Paris,
fiind amplasat propice în centrul Europei de vest, cu zone foarte populate împrejur. Locul 15. Hong Kong, cu un salariu mediu net lunar de $2,715. Este o regiune autonomă de pe coasta de sud a Republicii Populare Chineze. De-a lungul anilor, poziția geografică și legăturile comerciale au transformat Hong Kongul într-o mare metropolă. Orașul a devenit unul dintre cele mai mari porturi din lume, dar și centru comercial și financiar de prim rang în lume, având o populație de 7 milioane de locuitori. Hong Kong este unul dintre cele mai mari centre economice și financiare din lume. Are o economie de piață liberă, depinde foarte mult de comerțul internațional și de finanțe. Locul 14. Auckland, Noua Zeelandă, cu $2,762 salariu mediu lunar net. Auckland este cel mai mare oraș din Noua Zeelandă, atât ca suprafață, cât și ca populație. Cu peste 1,2 milioane de locuitori, zona metropolitană a orașului conține peste un sfert din populația țării și continuă să crească mai repede decât creșterea medie a populației țării. Locul 13. Londra, Marea Britanie, unde se poate câștiga într-o lună $2,776. Capitala Angliei este cel mai important centru politic, financiar și cultural al Regatului Unit și unul dintre cele mai importante orașe ale lumii. Populația Londrei depășește 7.500.000 de locuitori în Londra Mare, cărora li se adaugă alte câteva milioane din zona metropolitană. Există o imensă diversitate de etnii, culturi și religii, Londra fiind unul dintre cele mai cosmopolite orașe din Europa și din lume. Aici locuiesc, permanent sau temporar, mulți dintre cei mai bogați oameni ai lumii. Londra este un motor uriaș al economiei lumii. Mai mult de jumătate din firmele britanice din top 100 își au sediul central în centrul Londrei și mai mult de 70% în zona metropolitană londoneză. 31% din tranzacțiile monetare ale lumii au loc în Londra. Aici se vând și se cumpără mai mulți dolari decât în New York și mai mulți euro decât în toate celelalte orașe europene luate la un loc. Turismul este una dintre industriile cele mai importante ale Regatului Unit. Peste 350.000 de persoane au lucrat în turism în 2003 doar în Londra. Locul 12. Tokyo, Japonia, cu un salariu lunar de $2,897. Este capitala Japoniei și una dintre cele 47 de prefecturi ale țării. Tokyo este cea mai populată zonă metropolitană din lume, cu peste 13 milioane de locuitori. Tokyo este situat pe locul întâi în Global Economic Power Index și pe locul 4 în Global Cities Index. Orașul este considerat un oraș alfa. Tokyo a fost clasat pe primul loc în anul 2014 în categoria cea mai bună experiență generală de către TripAdvisor într-o analiză a orașelor lumii. Orașul este de asemenea situat primul în categoriile ajutorul dat de localnici, viață de noapte, cumpărături, transport public local și curățenia străzilor. În 2015, Tokyo a fost situat pe locul 11 în topul celor mai scumpe orașe pentru străini,
Tokyo este situat pe locul întâi în topul celor mai sigure orașe din lume. Ediția din 2016 a QS Best Student Cities a clasat Tokyo pe locul 3 în topul celor mai bune orașe de a fi student. Locul 11. Wellington, Noua Zeelandă. Un salariu lunar de 2941 de dolari. Este capitala Noii Zeelande, cea de-a doua zonă urbană a țării și capitala cu cea mai mare populație din Oceania, aproape 200.000 de locuitori. Locul 10. Copenhaga, Danemarca. Cu salariu mediu lunar de 2958 de dolari. Copenhaga este capitala Danemarcei. Populația daneză a regiunii metropolitane Copenhaga este de 1.800.000 de locuitori, dintre care o treime locuiește în localitatea Frederiksberg, o treime în comitatul Copenhaga, iar restul în celelalte localități din regiune. Locul 9. Singapore, cu 3077 de dolari pe lună. Singapore, oficial Republica Singapore, este un stat-oraș insular și cea mai mică țară din Asia de Sud-Est. Singapore este a doua țară ca densitate a populației din lume, cu excepția zonelor Hong Kong sau Macao, care fac parte din China, cu peste 4.300.000 de locuitori. Singapore este unul dintre cele mai dezvoltate state din Asia de Sud-Est. Orașul este un important centru economic și industrial din zonă. Singapore are o economie foarte dezvoltată, bazată pe economia de piață. Împreună cu Hong Kong, Coreea de Sud și Taiwan, Singapore este unul dintre tigrii est-asiatici. Economia depinde foarte mult de exporturile din rafinarea mărfurilor importate, în special în producție. Singapore a fost evaluat ca având cel mai ușor mediu de afaceri din lume, cu mii de expatriați străini care lucrează în corporațiile multinaționale. Orașul stat oferă și slujbe în industrie pentru zeci de mii de străini din întreaga lume. Locul 8. Oslo, Norvegia, cu 3154 de dolari pe lună. Este capitala și cea mai populată comună a Norvegiei. Oslo are o populație de aproape 600.000 de locuitori și o suprafață de 426 de kilometri pătrați. Împreună cu comunele provinciei, formează o zonă metropolitană locuită de aproximativ 1,4 milioane de persoane. Locul 7. Melbourne, Australia, cu un salariu lunar net de 3344 de dolari. Melbourne este capitala statului federal Victoria din Australia și este situat pe râul Yarra, în apropiere de vărsarea sa în golful portului Phillip. Aglomerarea urbană se întinde pe 70 de kilometri de la nord la sud, numără peste 4.600.000 de locuitori. Deși nu este cea mai renumită destinație turistică din Australia, Melbourne este un centru modern, multicultural și vibrant, cu nivelul de trai foarte ridicat, oferind diverse atracții și activități tot anul. Locul 6. Sydney, Australia, cu un salariu mediu lunar de 3451 de dolari. Sydney este capitala statului Noua Galie de Sud din Australia. Orașul este cel mai mare din Australia, cu o populație de 4.200.000 de locuitori. Sydney deține recordul superlativelor în Australia. Este cel mai mare oraș, cel mai mare centru industrial, cultural și financiar, cel mai mare port,
și cel mai mare nod de comunicație. În centrul orașului se află și cea mai mare aglomerație de zgârienori, de magazine, de galerii, de baruri și de restaurante. Locul 5. Chicago, Statele Unite ale Americii, cu 3.622 de dolari salariu lunar. Este cel mai mare oraș din statul Illinois și al treilea oraș ca mărime din Statele Unite ale Americii, după New York și Los Angeles, având o populație de 2.900.000 de locuitori. Orașul este un centru important financiar și industrial al Americii de Nord, fiind de asemenea cunoscut pentru diversitatea sa etnică, dar și pentru importanța sa în rețeaua de transport americană, având al doilea aeroport din Statele Unite ale Americii ca număr de pasageri, rivalizând doar cu aeroportul internațional Atlanta. În zona metropolitană Chicagoland trăiesc în jur de 10 milioane de rezidenți. Începând cu anul 1833, anul organizării sale ca oraș, Chicago a crescut exploziv dintr-un orășel oarecare al frontierei Statelor Unite în așa numitul Vechiul Nord-Vest, într-una dintre cele mai mari, mai sofisticate și mai influente metropole ale țării și ale lumii. Locul 4. New York, Statele Unite ale Americii, cu un salariu net lunar de 4.304 dolari. Este cel mai populat oraș din Statele Unite ale Americii, zona sa metropolitană fiind una dintre cele mai mari zone urbane din lume. În 2007, populația sa estimată a fost de 8.274.000 de locuitori. În 1990, numărul locuitorilor a fost de 7,3 milioane. Numărul reprezintă aproximativ 40% din populația totală a statului New York și un procent similar din totalul populației metropolitane. În ultimul deceniu, populația orașului a crescut, demografii estimând că populația New Yorkului va ajunge la 9,5 milioane până în 2030. New York are statutul de cel mai mare oraș al Statelor Unite încă din anul 1790. De mai bine de un secol, a fost unul dintre centrele mondiale importante de comerț și finanțe. New York este de asemenea considerat unul dintre cele mai importante orașe din lume datorită influenței sale globale din mass media, educație, divertisment, artă și modă. Orașul este de asemenea și un centru important al afacerilor externe, găzduind sediul Organizației Națiunilor Unite. Locul 3. Boston, Statele Unite ale Americii, cu un salariu mediu lunar de 4.322 de dolari. Boston este capitala, cel mai mare oraș din Massachusetts și este unul dintre cele mai vechi orașe din Statele Unite. Boston este considerat neoficial capitala regiunii New England, datorită impactului economic și cultural pe care îl are. Orașul propriu-zis avea o populație estimată în 2009 la 645.000 de locuitori, ceea ce face Boston al 20-lea ca mărime din Statele Unite. Boston este de asemenea centrul unei zone metropolitane cu mult mai mari, numită Greater Boston, cu o populație de 4,5 milioane de persoane și a 10-a aglomerare metropolitană din Statele Unite ale Americii. Este printre orașele cu cele mai mari costuri de trai din Statele Unite, dar rămâne totuși foarte sus în topurile de habitabilitate la nivel mondial, pe poziția 3-a în Statele Unite și 37 la nivel global. Locul 2.
San Francisco, Statele Unite ale Americii, un salariu mediu lunar de $4,817. Este cel de-al 4-lea oraș ca mărime din California și al 14-lea ca mărime a populației din Statele Unite ale Americii, având în 2012 o populație estimată la 837.000 de locuitori. San Francisco este cel de-al 2-lea mare oraș după densitate în Statele Unite ale Americii. Pe primul loc, în topul orașelor cu cele mai mari salarii din lume, se află Zurich, Elveția. Aici se poate câștiga într-o lună $5,876. Zurich este capitala cantonului Zurich, cel mai mare oraș și inima comercială a Elveției, cu o populație de aproximativ 360.000 de locuitori și 1.000.000 de locuitori în zona metropolitană. Zurich este un important centru financiar global. De departe, cel mai important sector din economia Zurich este industria de servicii, care are aproape 4/5 din muncitori. Alte industrii importante sunt industria ușoară, de mașini și industria textilă și turism. Cele mai multe bănci elvețiene au sediul în Zurich și există numeroase bănci străine în zona Greater Zurich. Situată în Zurich, Bursa de Valori a fost înființată în 1877 și este în prezent a patra cea mai importantă bursă de valori din lume. În plus, Zurich este cel mai mare centru comercial de aur. 10 din cele 50 de mari companii din țară au sediul social în Zurich. Însă, pe cât de bine se câștigă în orașul elvețian, pe atât de mult se și cheltuie. Zurich este cotat ca fiind cel mai scump oraș din Europa.